ai avea încredere să-ți mai refaci viața, nu știu, dacă mi avea încredere în bărbați, cum ar trebui să arate bărbatul ideal pentru mine? Pentru tine, cum ar trebui să se comporte, cât ar trebui să-ți suporte? Măi, eu nu cred că, în primul rând, cred că există bărbați așa nu și bărbați așa da. Nu, eu nu generalizez și nu, cum să zic, eu nu zic, mamă, ce nașpa sunt bărbații. Nu, ce nașpa sunt unii bărbați. Există și bărbați care sunt... Și tu ai dat doar de ea nașpa? Eu am dat, în mare... majoritatea cazurilor de băia nașpa, dar să și că, uite, de exemplu, prima mea relație după tatăl lui Dimitrie a fost de curând, mă rog, de curând, acum 2 ani, da? Chiar după ce am fost dat afară de la Antena Stars cu acea bătaie care nu a existat. La o lună după am întâlnit un bărbat care, mă rog, mie mi-a schimbat viața foarte mult și pe care încă îl iubesc și cred că o să-l iubesc pentru totdeauna. Adică cred că dacă va fi vreodată să mă căsătoresc sau nu știu, nu o să mă căsătoresc niciodată. De ce zici asta? Nu, nu simți că vei deveni mireasă? Nu. Nu-și mai vrea? Nu. Dar de ce? Ce îmi lipsește? Nu știu, să simți că vei îmbătrâni cu... Dar putem să îmbătrânim și fără să ne căsătorim. Așa, povestește-mi despre acest domn. Ne-a făcut o prietenă, prietena mea, Alexandra, ne-a făcut cunoștință și, mă rog, deja toată lumea știe despre el. Arabul misterios cu care am fost împreună aproape 2 ani. Și el a fost prima mea relație după tatăl lui Dimitrie, adică la 4 ani. Deci 4-5 ani, cred că au... Și, bine, domnul puțin căsătorit, așa, dar, băi, hai să râzi, a fost, deși el era căsătorit, a fost cumva cea mai frumoasă relație, pentru că, bine, în primul rând că, mă rog, familia lui stătea în Qatar, așa. Unde, așa. Și soția stătea. Da, am înțeles, da. Soția cu cele 3 fetițe stăteau în Qatar, el stătea în Dubai. Iar eu făceam naveta între România, Dubai, ca să... Deci, la modul cel mai serios, un an am făcut naveta, pentru că voiam să fiu și cu el și cu Dimitrie. Și la o săptămână zburam. Eram câteva zile cu el, câteva zile cu Dimitrie, câteva zile cu el, câteva zile cu Dimitrie. Și a fost o relație foarte frumoasă și, sincer să fiu, a fost... le ziceam prietenilor mei că, băi, mă întrebau, bă, dar uite, a trecut totuși un an și, nu știu, nu vrei și tu ceva mai mult de la el? Nu vrei să... Cum m-ai întrebat și tu, dar nu vrei să te căsătorești? Nu vrei să ai... Și ziceam, bă, nu, mie mi-e bine așa cum sunt. Înțelegi? Și... Poate pentru că îți dădea și puțină libertate, nu erai atât de constrânsă în relație. Cred că și chestia asta, pentru că tu... Obișnuită fiind să fii... Să fiu singură și liberă, știi? Și să nu fie cineva acolo care, știi, deschid ușa și el e acolo, mă fac să mănânc și el e acolo, mă pun în pas și el dintr-o dată e acolo. Adică, pe românește nu erai bot în bot cu el. Da, era o relație normală de puțină distanță. Din punctul meu de vedere era relația perfectă și el un om foarte dezvoltat din punct de vedere spiritual. Aici se asemăna cu tine, da. Pentru că și ție îți place partea asta. Da, și un om care... căruia îi plăcea să aibă grijă de oamenii din viața lui. De exemplu, uite, eu mereu am zis că eu nu cred că în România există bărbatul care să mă cucerească pe mine vreodată sau că România are bărbatul pentru mine. Dacă vreodată voi sfârși cu un bărbat într-o relație, în ceva, eu nu cred că va fi român. Pentru că... Nu-ți place mentalitatea bărbaților? Știi care e faza în România? În România, la nivel național, se suferă de o foarte mare lipsă de, băi, nu știu, de iubire din partea părinților pentru copiii lor. Eu altundeva n-am avut atât de mare lipsă de iubire. Și faza este că am observat că femeile, în nevoia lor de a avea un bărbat în viața lor, un bărbat care să le valideze, un bărbat care să le ofere atenție, un bărbat care să le spună că le iubește, strică bărbații prin faptul că efectiv îi plătesc. Câte cazuri Nu știi de fete care sunt la videochat, de fete care se duc în stânga și în dreapta să facă bani, iar la dihorul ăla de bărbat de lângă ea, dacă te uiți, stă și nu face nimic. Eu cred că nu mai există țară ca în România în care bărbații să fie atât de întreținuți de femei. Și vezi tu, bărbații s-au obișnuit să fie întreținuți de femei, li se pare normal să fie întreținuți de femei și se așteaptă să fie întreținuți de femei. Ceea ce la mine nu se va întâmpla niciodată. Și, băi, am avut, deci la un moment dat, eram în discuții cu un tip, știi, și eu sunt la modul ăla super franc și super, bă, am aproape 34 de ani, am un copil, dacă vreau să-mi fac o familie, o relație cu cineva, hai să vedem ce aduce fiecare și pune la masă, ce beneficii sunt. Adică, de bine de rău eu aduc ceva, dar tu ce aduci? Și răspunsul lui a fost, păi mă aduc pe mine, nu e suficient? Și eu am zis, păi bine, atunci hai că mă aduc și eu pe mine și stăm și murim amândoi de foame. Și el mi-a zis, păi da, dar tu ai bani și ce crezi că ți-i dau ție? Nu cred. Nu cred că mai există bărbați de genul ăsta. Toți în România, majoritatea, pentru că el probabil că venea dintr-o relație, cum ți-am spus eu ție, în care fosta lui probabil făcând... Era în puf, el este... Da, băi, eu am multe prietene și le zic, bă nene, faceți multe fac de chat, bă, rupeți în două, în vouă, stați 10 ore pe zi și vă băgați câte un vibrator ca să luați bani, să faceți bani. Bă, nene, puneți mâna pe banii ăia, luați-vă o casă, luați-vă mașini, mergeți și vedeți lumea asta, cât e lumea asta de mare și de frumoasă. Dacă tot ați ales drumul ăsta. Nu, stați și țineți matahala aia pe banii voștri. Bă, el, dacă tu stai, el nu face nimic. Stă și-și face tatuaje, stă și dacă întreb de unde are mașina aia, a cumpărat-o iubita, bani se iasă în oraș iubita. Sunt unii care nici măcar asta nu apreciază, mai umblă și cu altele pe la spatele acelei iubite care stă și își rupe pofurlica în ea pentru, înțelegi? Da. E, gândește-te că într-o societate în care 80% din bărbați sunt așa, vine unul și îl iau eu în mâini, știi? Și zic, ok, hai să vedem, vrei o familie, vrei o relație cu mine, da? Ce aduci tu în familia asta, ce aduci în relația asta? Hai să vedem de unde începem și ce construim. Dar și ăla, păi da, știi, care judecă că vor femeile să fie întreținute. Așa și, da, nu este normal și bunica mea era tot întreținută. Și bunica ta la fel și toate străbunicile noastre și by default asta a fost societatea din întotdeauna. Bărbatul e alfa. Bărbatul ar trebui să fie alfa și ar trebui să fie provider. Femeile, bine, nu sunt de acord nici cu femeile alea care stai cu mâna în fund toată ziua, nu faci nimic. Și te aștept să las să-ți aducă. Nici cu asta nu sunt de acord. Dar eu am grijă de familie, eu am grijă de copil, eu am grijă tu să fii spălat, încălcat, să ai mâncare, să nu știu ce, mă mai duc și la muncă. Vrei să-ți aduc și bani, dar tu ce faci?